O, Doamne, ce onoare, ce plăcere, dar vrei să stai aici, vrei să stai între noi, nu vrei să fie mai bine? Și acum, iarăte, ca între fete trebuie să vorbiți, da? Dacă între fete trebuie să o întrebi în felul următor. Ce schimbă de astăzi și face cu această titulatură, că eu mă duc după trofeu, avem trofeu pentru tine, da? Serios? Vor vorbi și despre premii, aducem de toate. Deci avem de toate pentru toată lumea, vorbim și despre un city break, eu tot am vorbit. Deci o să pleci în vacanță. Deci o să pleci în vacanță. Ai iubit? Ai iubit? Poți să mai rectifici întrebarea, răspunzi tot ce vrei tu, dacă ți se pare voie, știi? Totuși, nu te... În fine, e treaba ta, faci ce vrei tu. Maria, ai cuvântul. Am cuvântul. Dragă mea, hai să începem prin a ne povesti pe scurt despre ce ai vorbit tu în emisiune, încă o dată pentru a le reaminti celor de aici și celor care ne urmăresc pe site-ul emisiunii. Ce a făcut pe tine să te voteze în număr atât de mare, cu 5.100 de voturi? Să-și îndeplinească visul și niciodată să nu renunțe la visul lor, să meargă treptat spre un nivel mai înalt, de ce nu, și să creadă că mai mult pot ei decât pot cei din jur, să nu aibă, să nu țină cont așa mult de părerile celorlalți, pentru că nu întotdeauna sunt bune. Asta e un mesaj foarte frumos pentru noi, pentru... Am văzut acolo scrie artistă. Pentru noi artiștii este foarte greu să reziști și să nu pui la suflet tot ce se învârte, să zic așa, în jurul nostru și vorbele apărute și dezamăgirile pe care le primești din partea societății. Pentru că vezi atâția oameni care apar în foarte multe locuri și tu te gândești, măi, dar eu cred că aș putea face mai frumos și mai bine și... Dacă eu nu știu, n-am avut, să zic așa, pe cineva care să mă promoveze sau să mă ajute să ajung undeva și... nu trebuie să ne lăsăm descurajați și este foarte bine ce ai sfătuit tu de tineri și dacă tot am ajuns aici la tineri, spune-ne ce tu te gândi să faci și între tinerii care te-au votat și cum ai gândit să-ți revendici, să zic așa, titulatura de invitatul anului 2017, cum ai gândit să sărbătorești? Țin să vă mulțumesc foarte mult cum ați dat. Acest premiu și pentru voi, adică să nu renunțați niciodată, să știți că ce gândiți este mult mai important și ușor să vă promovați și cei din jur să vă ajute foarte mult dacă sunt alături de voi. Pentru că voi mi-ați fost alături și vă mulțumesc foarte mult. Aplauze pentru invitata anului 2017 și o să-l invit aici pe John să îi spunem într-un final și ei ce a câștigat, pentru că tot ținem în suspans de atâta timp și experiență. Mă gândesc așa... Experiență, nu am trecut în vedere. Foarte multă experiență. Chiar acum introducem trofeul. Trofeul invitatul anului 2017. Ține mâna mie în mod oficial, e pentru tine. Și vă rugăm tare mult să faceți și poze cu trofeul ăsta, că ne-am chinuit să alegem pe cel mai bun. E ceea ce trebuie. Fiți aproape, ca să vă vadă și lumea de acasă. Și din momentul ăsta începem și un concurs pentru cei care sunt acum pe Facebook, trebuie să spuneți doar